Eu n-am scris toate legale, dar sunt șeful departamentului de inginerie, de microelectronică și inginerie biomedicală de la Universitatea Tehnică. Aceeași sunt fondatorul ingineriei biomedicale în Republica Moldova. Deci, sunt președintele Societății de Inginerie Biomedicală din Moldova, care, cine dorește să fie membru, noi suntem automat și membru Federației Internaționale de Inginerie Biomedicală și Alianței Europene pentru Inginerie Biomedicală. Deci, automat, sunteți la trei asociații. Deci, în principiu, eu astăzi fac o inițiere în inginerie biomedicală și aș vrea să spun că bioinginerie integrează principiile, este un domeniu interdisciplinar. Deci nu e un domeniu cum este medicina, cum este știința calculatoarelor ori microelectronică. Dar este un domeniu interdisciplinar care integrează principiile fizice, chimii, matematice și cele inginerești. Pentru studiul biologiei, medicinii, comportamentului, sănătății. Deci bioinginerie creează concepte noi și cunoștințe fundamentale de la nivel molecular până la produse biologice, materiale, dispozitive medicale, care se folosește și aici pentru ce? În primul rând, pentru prevenirea, aș mai spune, diagnosticul maladiilor, pacienților. A doilea, pentru tratamentul și a treilea, reabilitare pacientului. Deci noi, cu părere de rău, noi trăim în Republica Moldova, unde avem o cultură a sănătății foarte joasă și noi acum să analizăm. Spuneți cine ultimul an ce-a făcut analizele biochimice a sângelui. Ridicați mâna. Din jumătate. Cine a trecut fluorografia, rentgenul? Ridicați mâna. 3, 4, 5 oameni. Iată, asta e cultura noastră. Că la noi, în țară, omul se adresează la medic atunci când boala este într-un stadiu avansat. Și eu vreau să spun că noi să analizăm ce boli, ce tumori avem în Republica Moldova, unde noi trebuie să ne axăm, dar în mare măsură, noi neavând cultura aceasta sănătății, măcar că pentru toate acestea statul vă plătește. Aveți medicul de familie care primește bani pentru dumneavoastră la cine sunteți înscriși. Ca odată în an să treci să analiză biochimica sângelui, care nu-i scump tare, la invitului 140 de lei, nu știu câți acolo, dar eu am fost primul decan în Uniunea Sovietică, când e membru de partid, încă din 86. Și am fost 18 ani decan. Eu aș vedea că era o tradiție ce foarte bună. Vinea mașina, fluorografia și toți ca unul studenți, aveam 3000 de studenți, în 4 zile treceau rentgenul. Și niciunul nu era admis la ori, care a lipsit oriceva, până ce nu-mi aduci că el e sănătos. Deci, în mare măsură, un stat puternic este acela care, în mare măsură, are o populație sănătoasă. De ce nu merge? Aici este și a doilea definiție, bioinginerie medicală este în domeniul multidisciplinar care este axată și integrează activitățile profesionale ingineriești cu cunoștințe medicale
precum și înțelegerea modul acesta care funcționează. Și eu aș vrea să spun, aici la început, că dacă până la vreo 10 ani în urmă, principalul aport la tratament era medicul 50% și medicamentele alte 50%. Noi, în cazul medicamentelor, suntem lideri mondiali. Câte avem farmacii noi în țară, de Dumnezeu, alte în Chișinău, nici țări mari n-au atâtea farmacii. Și vă dau o pildă. Până în anii 1990, prospectul Moscovei, trebuie să-l cunosc. Știți câte farmacii erau? Două farmacii. Astăzi, noi, prospectul Moscovei, eu am socotit într-o zi, vreo 25-30 de farmacii. Și apoi noi ne plângem că, în mare măsură, medicamentele costă scump. Dar uitați-vă, fiecare farmacie trebuie de avut încăperi, de ținut 5-6 persoane acolo să lucreze, că lucrează în două schimburi și toate astea, de toate astea aduc la aceea că medicamentele sunt foarte scumpe. Azi în lume este o tendință. 50% medicul și medicamentul, iar 50% sunt tehnologiile medicale. Sub tehnologii medicale, astea sunt dispozitivele medicale. Deci, noi astăzi nu putem în țară de Ion Zvareț să avem o medicină de performanță neavând tehnologii medicale contemporane. Nu putem să avem acestea. Și apoi noi toată vremea spunem că iată de ce acolo, într-o două-trei zile, omul este, a trecut tratamentul și tot e normal. Deoarece sunt tehnologii medicale înaintate. Și tehnologii medicale avansate, astea sunt, că mulți înțeleg tehnologii, sub tehnologii medicale, aici intră ca definiții tot ce e legat cu dispozitive medicale. Cândva în 2007, când am început să introduc această Moldova, medicii zice, ce tehnologii medicale, acele antitehnologii, cum ar fi chirurgia și toate astea, au protocoalele sale. Care sunt domeniile ingineriei biomedicale? Vedeți că domenii sunt foarte multe în care noi putem să aplicăm cunoștințele noastre. Eu o să încerc. Biosenzori. Deci biosenzorii, aceia care pot să ne dea și orice dispozitiv medical are senzor, partea electronică de prelucrare și apoi de afișare. Deci, senzorii sunt aceia care percep ceea ce este în organism. Și aș vrea să spun că în biosenzori astăzi sunt echipe care au rezultate destul de bune. Asta este la departamentul nostru, centrul de nanotehnologie și nanosenzori și Centrul Național de Studii a Materialelor, care au rezultate bune în biosenzori. Inginerie clinică, care este ceea care e necesar de introdus în spitalele noastre, care se ocupă zi de zi cu aceea ca dispozitivele medicale să activeze. Lucrul acesta noi l-am făcut cu brio și azi i-am întrecut pe mulți. Din țările care ne înconjoară, noi am introdus sistemul de bioinginerie medicală și avem departamente în spitalele cele mari și astăzi, dacă departamentul nu activează o zi, acolo se înceapă grevă. Cu medicii au înțeles că fără bioingineri astăzi nu pot să activeze. Informatica medicală, bioinformatica medicală, asta este o dispozitură care foarte rapid se dezvoltă, asta la nivel de genom. Deci și eu aș vrea să spun că în bioinformatica medicală, îți vă dau o pildă, de pildă țările baltice, ei acum introduc în bază de date tot ce e legat cu genomul fiecărui cetățean.
ADN-ul, fiindcă eu cetățean, introduc o bază de date, asta e scump, dar ei introduc aceasta. Biblioteci de gen. Da, biblioteca de gen fac clădini și în țară. Și, de pildă, eu am ascultat, fac mult. Noi acum începem să dezvoltăm aceasta cu ajutorul Statelor Unite, avem și un contract cu dânșii de colaborare. Inginerie de reabilitare. Cu părere de rău, aici, în Moldova, n-avem noi. Noi avem ce? Avem o fabrică de proteze. Așa-i? Și fabrica aceea de proteze care face pantofi, aia, dar nu, ori dacă face niște proteze din evul mediu. Iată partea aceasta e trebuie de dezvoltat, că noi importăm multe proteze și toate astea, dar asta e inginerie nu numai la, la locomotoriu, dar sunt, avem proteze și pentru sistemul cardiovascular și pentru acestea. Modelarea fiziologică, bio-nanotehnologiile care se dezvoltă în mare măsură și la noi la universitate și grupul lui Viorel Nacu. Deci, instrumentația biomedicală, asta tot ce e legat cu dispozitive medicale, inginerie neuronală, țesuturile care se fac și la noi și în Universitatea de Medicină, biomateriale, imagistica medicală care s-a dezvoltat foarte mult, biomecanică și analizele biomedicale și biomedicale. În mare măsură, specialitatea care avem la Universitatea Tehnică, dar noi în 2006 am început prima admitere, în 2010 am deschis masteratul și noi suntem unici în toată regiunea aceasta, nici Ucraina, nici România, n-are, avem și doctoratul în domeniul acesta. Aici eu de-am spus. Uitați-vă, care e lumea tehnologiilor sănătății? Ca să înțelegeți. Ce pare? Voi ați văzut 5-6 tipuri de dispozitive, toate astea. Eu aș vrea să spun că asta e o lume foarte mare. Astăzi sunt peste 15.000 de producători înregistrați. Mai sunt o parte care fac dispozitive, le copii de la alții. Dar înregistrat sunt 15.000, ales asta e China. Sunt peste 10.000 de dispozitive generice. Ce e acest dispozitiv generic? Copii. A? Copii. Nu e copii. Nu. Dispozitiv generic, asta, iată aveți, electrocardiograf. Da? Electrocardiograf este un dispozitiv generic. Dar electrocardiografii sunt cu mai multe canale, de diferiți producători, de toate astea. Toate acestea sunt unul dispozitiv generic. Ca să vă puteți în lumea aceasta tehnologiei sănătății să vă lămuriți, trebuie să înțelegeți că ea este foarte largă. Peste 1.000.000 de produse și branduri. Deci noi astăzi avem peste 1.000.000 de produse și branduri în care în lume trebuie să ne lămurim întrânsele. Peste, asta e o leacă mai vechit, peste vreo 350 de miliarde de piața mondială și piața mondială la dispozitive medicale este comparabilă cu piața armamentului. Ca să vă închipuiți ce înseamnă lucrul acesta. Peste, sunt pentru dispozitive medicale în țările UE sunt 500-600 de euro, dar un lucru trebuie să înțelegeți. 1-3 ani este timpul de elaborare a unui dispozitiv medical. Deci așa repede se modifică tot, că dacă n-ai elaborat dispozitivul acesta în 3 ani, cineva ideea asta o elaborează în altă parte. Și cel mai asta, este 5-7 ani timpul de învechire a dispozitivelor medicale. De ce se face în apus? În apus la 8 ani dispozitivele medicale ce se fac? Se decontează.
Gata că a apărut noi tehnologii. Și îi trebuie să fie lume. Și ce fac ei? Ei le dau în țările în curs de dezvoltare. Eu am fost invitat așa în Chamonix, în Franța, vreo 3 ani în urmă, la un quorum unde au fost toți din Africa, asta, dar eu m-am dus acolo. Da, și le dau Moldova. Dar de ce le dau la aceștia? Voi nu vă închipuiți de ce. Ei nu e ne ajută nouă cu asta. Dar, dându-le nouă, la dânsă reciclarea dispozitivelor medicale costă foarte mult bani, mulți bani. Ei trebuie să le reciclezi acolo, nu-i cum la noi, le te duci la băbuieci ori încolo și le zvârli încolo. Acolo trebuie să le reciclezi aceste dispozitive medicale. Și de aceea, pe dânsă costă foarte scump. Atunci ei donează la donatori. Și vin dispozitivele acestea de 8 ani la noi, de pildă, care o parte nici nu lucrează, dar am să vă dau niște pilde că acestea. Și ne duc tot gunoiul ăsta, noi, dar noi îl aducem, condiția este că transportul e nostru. Noi îl transportăm singuri, la noi majoritate. Eu vă dau o pildă. Un an și ceva, ori 2 ani în urmă, la Institutul Mamei și Copilului, cu televiziune, cu tot, au adus câteva mașini mari cu dispozitive medicale. Deci eu știu tot, este că eu sunt consultant și la Spitalul Republican, și la... Teți se rupeau să iei dispozitivele astea, șefe de secție. Le-au luat și când să le punem, de el este pe 400 de gheți, tensiune de 50-60 de volți, standarde, alte standarde, și pe urmă ce am făcut noi? Le-am zvârlit. Dar tăți, iată așa, eu am propus de mult și ministerul și toate este, oameni buni, când vreți chiar să luați dispozitive, dar nouă ne trebuiesc ele, că noi nu putem, nu avem bani, dar mari, trimiteți doi specialiști acolo, să alege dispozitivele medicale care sunt bune, și așa noi facem la Spitalul Republican, și aducem aceia care sunt bune, dar cele care realize și domnilor din Germania ori de acolo, dar ei cam nu vreau, că i-ar scăpa, că eu vă spun că foarte scump costă reciclarea. Dar un lucru foarte interesant, care trebuie să țineți minte, 50% din metodele de tratament și diagnostic folosite astăzi nu existau 10 ani în urmă. Deci în 10 ani se schimbă 50% de tehnologii. Voi să vedeți aceasta după ceea ce ați văzut eu. Distribuția dispozitivelor medicale în Moldova după ani de viață. La noi în Moldova sunt dispozitive, s-a creat o bază de date, sunt dispozitive din 1961. De ce fel de tehnologie avansate putem vorbi dacă dispozitivul celălalt ce fost persoană fizică, el trebuia să iasă la pensie? Avem medici foarte buni, dar dacă nu au aparatele necesare pentru actual, nu poate să nu există. Nu poți să facă față. Deci mergem mai departe. Iată, uitați-vă, piața mondială a dispozitivelor medicale este de 300 de miliarde în 2016, cu mai mult de 500 de mii de tehnologii medicale înregistrate. Deci industria este cea mai diversă și inovatoare sectoare a tehnologiei. În Europa sunt 25.000 de companii la care lucrează 575, că Europa produce cam o treime din toate dispozitivele medicale. Și acoperă, am spus că o treime din toate dispozitivele medicale, 130 de miliarde de euro. Ca să vedem cât de rapid se schimbă și ideile și toate astea, anual în Europa sunt înregistrate circa 10.000 de patente.
Registrarea patentului nu e cum e registrarea patentului în Moldova. În Moldova 90%, 96% care dau patente, ele sunt înregistrate. În Europa, ca să înregistrezi, faci o căutare și pentru un patent în Europa te plătești la 15-20 de mii de euro. Și eu cam nu știu cine dintre noștri au patente în Statele Unite. Poate domnul Igor Căjăcar. Nu, în Germania, în Europa. Dar noi avem un patent la departament, care avem departament în Statele Unite, care costă tot la 40.000 de dolari un patent. Noi nu putem să plătim. Ingineria biomedicală este astăzi forța motrică în inovarea și dezvoltarea noilor tehnologii de diagnostic, terapie și care în mare măsură au schimbat sectorul sănătății. Și în mare măsură, astăzi, e necesar să spunem, dacă când a început în 2007 să mă ocup, la noi era așa, casta medicilor, casta surorilor medicale și casta infirmierilor. În lume este o tendință că echipa trebuie să fie din trei medici, bioingineri medicali și surorile medicale, care au studii speciale. Deci aici sunt, eu nu-mi închipui, noi am făcut de-am în spitale, se face proces chirurgical când avem aparate de anestezie, avem aparate de menținere a respirației și dacă iese din funcție. Cine o să le introduc? Și aici numai decât noi am introdus că de pildă în bloc operatoriu la Spitalul Republican, unde sunt 12 sale de operații, ele există toată vremea, sunt doi bioingineri. Când apar ceva probleme, dar ele apar, el trebuie. Și dacă a apărut probleme în alte cazuri, la ce noi scriem decesul? Bolile cardiovasculare. Dar ele sunt o sumedenie care apar și toate acestea. Если без кем согласись, по-моему, нет аппарата. Если без кем. Нам соборим. Согласись. Deci, inginerii biomedicali, încă o dată spun, cunoștințe în domenii interdisciplinare, cunoștințe profunde în științe fundamentale, medicină și biologie. De aceea, noi și pregătirea la noi la universitate, o zi în săptămână, facem împreună cu Universitatea de Medicină. Și ei o zi în săptămână învață la Universitatea de Medicină. Și au cunoștințele acestea profunde. Și ei sunt foarte căutați în mediul și la noi în sistemul de sănătate care ne ajunge circa 250 de bioingineri și în lume. Eu am absolvenți care lucrează în Londra, acolo să i-au angajat foarte repede, cu un salariu o leacă mai mare ca la noi, nu vreau spun, dar la 4.000 de lei stai. Nu, la noi au 10.000, în spitale au primul salariu 10.000 de lei. Deci, am spus că sunt bioinstrumentație medicală, deci ceea ce facem și diagnostică și toate acestea. Biomateriale, în mare măsură, biomaterialele pe larg se folosesc, deci și crearea de noi materiale, biomateriale, este o direcție care se dezvoltă foarte rapid, însă trebuie să ținem minte că biomateriale trebuie să fie non-toxic, non-cancerogenic, să fie inert chimic, stabil și suficient puternic mecanic pentru a rezista la forțele permanente. Iată aici eu am să vă arăt un desen unde se folosesc biomaterialele. Vedeți că ai mei știu desenul ăsta. Că la anul 2 mi se pare că vedea. Da, dar ăsta e meu care i-am dat la profesor. Deci începând cu dentare și terminând cu plăci artificiale,
plăteze pentru articulații și toate astea. Vedeți că avem o sumedenie de biomateriale și se folosesc în foarte și foarte multe cazuri. Și voi, în mare măsură, trebuie să le cunoașteți. Studenții noștri trec așa curs de biomateriale și la doctorat. Noi avem și masterat, unde vin foarte mult din medicină pentru a obține două specialitate. Ei trec și biomateriale și biocompatibilitate. Am spus că inginerie clinică sunt aceia care administrează echipamentul diagnostic și de laborator și este interfața și ajută medicii. Ei sunt parteneri egali cu medicii. Imagistica medicală, biostatistica, n-am să mă atârn mult, voi aveți acolo scris că sunt timpul ilimitat aici. Și am spus că informatica medicală, asta sunt gestiunea de date, baze de date cu informații medicale care se introduc acum la noi în Republică, de ele se introduc de 10 ani. Sistemele și mult bani se plătesc pentru sistemele informaționale și ele, cu părere de rău, n-ajung. Și utilizarea facilităților multimedie în scop, asta este telemedicina. Eu câteva puncte aș vrea să spun că fiecare din voi trebuie să cunoască și istoria, când și ce s-a dezvoltat. Deci, uitați-vă, dacă vorbim progresele tehnologice în medicină, noi trebuie să începem cu scala Fahrenheit. Unde se folosește scala Fahrenheit? America. Statele Unite, Marea Britanie, lucrează cu scala Fahrenheit. Și 1733 a fost prima măsurare a presiunii sângelui. Vedeți, iată aici, prin anii 24-63. Deci, tensiunea normală trebuie să fie, presiunea normală, 100-130 pentru bărbați, 90-120 pentru doamne. Și în 1818 a fost efectuată prima transfuzie de sânge. Vedeți că încă în secolul 18 au început acesta. 51 invenția oftalmoscopului și 53 invenția siringii hipotermice. După cât știți, siringele, până nu de mult, erau de multe folosințe. Din sticlă. Și ele se sterilizau, cine și cum le steriliza, cum și cine le sterilizea, cu ce putea, mai cădeau pe jos, toate astea. Astăzi noi avem toate siringele, sunt în genere, când vorbim de dispozitiv medical, ca să înțelegeți, sub dispozitiv medical se începe de la cel mai simplu. Vă dau pildă de cel mai simplu dispozitiv medical. Aici e mulți de la medicină și băieți mari. De la prezervativ, tamponul de vată, vată totă, dispozitiv medical, până la cel mai sofisticat dispozitiv medical. Iată, toate intră în categoria de dispozitive medicale. Eu aș vrea să spun că ocupând de la început cu toate acestea, văd că vreo 4 ani în urmă, dar eu știu că sunt comisie și ministerul și apare asociația obștească producătorilor de dispozitive medicale. Eu știu că la noi în Moldova nu se produce nici un dispozitiv medical. Dar băieții, ca să arăte că ești mari și tari, ei ce procurau? Procurau tifonul în valuri mari și aici îl tăiau și îl... Deci de tifonul e dispozitiv medical. Și au făcut asociația dispozitivelor medicale sub aceasta. Tifonul, vata, o luau mari. Aici, ca să înțelegeți că... Deci, a fost măsurarea tensiometru, medicii le place tare să lucreze cu de tipul acesta, care a fost mulți, mulți ani înainte, dar astăzi, eu de pildă,
În mare măsură și la noi a fost elaborat curat electronic, numai nu după principiul celor care îl vinde pentru... Razele rentgen a apărut prima radiografie în 1896. Și asta e mâna soției inventatorului. Vedeți ce mâini fine aveau. Eu aici câteva. Iată electrocardiograf, toți îl știți, da? E un aparat mic în care ce? Se studiază electrografia inimii, da? Iată cum a arătat primul electrocardiograf. Deci avea apă, punea un electrod și a doilea, iată, asta e primul electrocardiograf. Și încă un lucru, primul dispozitiv de respirație artificială. Față de ceea ce avem astăzi. Dar aici aș vrea să spun că electrocefalograma în 24, în 28 descoperirea Penicillinii și primul dispozitiv mecanic de ăsta. Și încă ați vă dau. Iar mai departe s-a început mai repede. Că structura ADN-ului a fost în 1953, primul transplant de renic în 54, care le facem și până astăzi foarte puțin în Republica Moldova. Scanarea ultrasonoră unei femei gravide în 57. Acum să trecem la ceea ce avem în țara noastră, scumpă noastră țară, Republica Moldova. Deci, uitați-vă, sistemul de sănătate este un sistem foarte mare. Și în genere sănătății, orice țară în lume îi acordă o atenție deosebită. Și aici eu aș vrea să spun câteva cuvinte. Deci dacă vorbim de toate partidele care vin la guvernare, primul ce vreau să iei sub dânșă? Ministerul Sănătății. Ministerul Sănătății. Specialiști, nu specialiști, ministerul. Asta eu lucrez din 2007 cu ministerul și când am început lor nu le venea credic, poate de făcut lucrurile acestea. Dar din 2007 până în 2019, nouă miniștri. Și numai cu unul te duci și te înțelegi cum și ce și îi lămurești pentru ce aceasta. Și i-a înțeles și gata. Deci noi avem astăzi spitale 62. Noi avem și spitale republican, astăzi de nivelul 3. Avem spitale municipale, raionale, nivelul 2 și centrele de familie. Deci, dar avem astăzi circa 4 spitale private. Restul spitalelor sunt publici. Și ele apar aceste private, că deoarece lumea, pentru orice persoană, ce e cel mai principal? Sănătate. Și dacă noi în spitalele care le avem publice nu putem presta servicii de înaltă calitate, eficient, lumea îți duce și plătește acolo. De pildă, eu vă spun că eu am fost în Medpark odată, am avut un acces. Am mâncat ceva la ospitalie și am avut un acces de pancreas. Și de mâine după amiază, n-am vrut să sun la director, dar fiică zice, haide la mine. Și eu știu cum e deservirea acolo și cum acolo m-a deservit. În două zile mi-au scos tot. Suma au luat bunișoară, dar asta. Dar mult contează atitudinea personală. Da. Dar au și tehnologii medicale avansate. Asta-i place. Au tehnologii medicale avansate. Au centri medicale de familie și centri de sănătate. Centrele medicale de familie, ele sunt mai mari, care includ și o parte din centri de sănătate. Sunt undeva la 19.000 paturi în spitalele republice. Asta e o cifră destul de mare, el începe să micșoreze. Medici avem la circa 10.000 cu studii superioare, specialiști cu studii medii 23.000. Și instituții medicale 523. Dar de ce așa de multe instituții medicale private?
Unde sunt ele 523? Stomatologic, corect. Noi dăm stomatologie îndată la privat și orice cabinet dentar ea primește toate documentele ca instituție medicală. Deci, și de atâta ele sunt multe la instituții private. Deci, eu văd că se mai deschis spitale și private, vă zic că business-ul acesta este în creștere și îi poate deschide mai multe spitale. Acum, toți se plâng de buget, că nu-s bani, nu-s bani în țară. Eu aș vrea să spun că Ministerul Sănătății, sectorul sănătății are un buget destul de mare. Uitați-vă, asta e de anul trecut undeva. E 7 miliarde de lei, care include toate cheltuielile, sunt la 28% din bugetul public. Miliarde sau milioane? Miliarde. 7 miliarde. Peste 7 miliarde. Noi am trecut în 2004, am trecut la asigurări, la casa de asigurări și asigurări medicină. Noi am început cu 2%, acum noi avem 4,35% plătește angajatul și 4,35% plătește acela calorie. Angajatorul. Deci, din salariu 9%, 4,35% din salariu dumneavoastră și plus încă 4,35% angajatorul. Părere de rău, știți că la noi Republica Moldova e foarte, se plătește mult salariu în negru, da? Și dacă plătești în negru, el nu plătește acesta. Pianul ăsta este Casa de Asigurare Medicină, undeva e la 75 miliarde de lei, sub 8 miliarde de lei, asta sunt banii care se strâng la Casa de Asigurări. Însă nu credeți că asta numai este defalcările din salariu. Deci statul ia asupra lui din buget în Casa de Asigurări, el plătește pentru, ia niște slide mai departe, dar plătește pentru copii, studenți, pensionari, asta plătește statul în bugetul FNAM. Astăzi, în țara noastră, nici o întreprindere, nici o instituție medicală nu, ca să primească bani de la Casa de Asigurări, el trebuie să aibă contract cu Casa de Asigurări, Casa Națională, CNAM, de Asigurări Medicină. Deci, astăzi, înainte cum era? Era așa cum în Rusia. Se dădeau bani, câți oameni ai acolo, așa să-ți dă bani. Astăzi, noi am trecut, mai de mult am trecut, la sistema de plată pentru caz tratat. Deci, iată așa, intervenția medicală, de pildă chirurgicală, de apendicită. Eu iau o pildă, n-ați vă dau. Costă 3.000 de lei. Iată, statul îți plătește pentru intervenția aceasta chirurgicală 3.000 de lei, CNAM, că de la CNAM primește bani. Deci el primește 3.000 de lei. Noi toată vremea spuneam, oameni buni, de ce n-a pus? Oamenii stau, chiar și femeile care nasc, una, două, trei zile și acasă. La noi ținea pe toți o săptămână. Dar de ce? Că înainte se plătea după cum paturile s-au ocupat. Și erau spitale care puneau și 102% paturile ocupate. Plăteau după ocupație, cât e ocupat. Acum, în principiu, dacă ar fi un management foarte bun în sistemul spitalicesc, în spitale, oameni buni, tu ai suma aceasta cât ai făcut.
De ce să-l ții omul ăsta mai multe zile, dar pentru asta trebuie să faci prestările de servicii medicale de înaltă calitate și eficiente, ca omul ăsta peste 3 zile să-i dai drum acasă. Tu n-ai cheltuieli de infrastructură, de cheltuieli de mâncare și toate astea. Și atunci din 3.000 de lei astea, tu poți să economisești 1.000 de lei de pildă pentru dezvoltarea sistemului. Și eu mă uit că maternitatea, unul de acum, două zile, și dacă nu sunt complicații, acasă. Dar aici apare și altă boală. Când goana după numărul de zile și toate acestea, omul să nu se ducă semibolnav. În apus este sistema de reabilitare pusă bine. Noi avem multe spitale, dar o parte din trânsele ar trebui la reabilitare. Acum, nu orice spital ar putea să încheie contract cu Casa de Națională de Asigurare. El trebuie să fie acreditat. Însă noi suntem în Republica Moldova. În Republica Moldova fiecare a doilea știe unul cu altul. Ori cu metri, ori sărute, ori prin acela sărute. Eu am un prieten care îți vine la conferință, prodecanul din Iași, Corceva. El a dat examene și acreditează spitalele din România. Domnul Călin Corceva? Da. Prietenul meu. Nu a fost profesor. A? Profesor nu a fost. Da. Eu lucrez cu facultatea aceea. Deci, el acolo are un salariu bun, pentru o săptămână îți duce peste 1.000 de euro cât are, dar el este imparțial. Și atunci acreditarea este. Eu aici să mai dau o pildă. Oameni buni, centru raional, spitale noi avem. Câte raioane, atâtea și spitale, plus mai avem încă un spital în Carpineni. Care vor să-l închidă. Nu, de-am nu-l închid. Ei, în principiu, ele toate au și cardiologie, și toate este, și maternități. Eu am început să lucrez, toate sistemele astea, am început să lucrez în proiectele Moldo-Elvețiene. Și era primul proiect perinatal. Deci, care în mare măsură noi am ridicat a micșorat mortalitatea copiilor la naștere, când ni s-a dat tehnică mare. Dar problema în ce constă? Iată, era un centru raional Cantemir, știți câte nașteri erau? Șamu sunt ele. El are maternitatea. El făcea maximum 60 de nașteri pe an. De ce eficiență? De la noi raioanele nu sunt departe unul de altul, centru raional. 30-40 de kilometri, nu sunt departe unul de altul aceste raioane. Dar el trebuie în tură să ție 4-3 metri și moașă, să ție, să aibă două săli de naștere, să aibă palatele sale unde stă acestea. Oameni buni, dar principalul nu e în asta tragedie, e în alta. Că medicii cei care lucrează acolo, ei își pierd calificația dacă e nimerit în tură lui, dar are 2-3 nașteri pe an. Voi când faceți un lucru care nu l-ați făcut, înainte îl faceți bine, dar acum nu l-ați făcut. Dacă nu-i practicat. Nu-i practicat. Dar cum? Centrul renal. Afară de ceea că avem de la Casa de Asigurări, nu uitați că spitalele republicane, ele în mare măsură au încă o finanțare adăugătoare prin Ministerul Sănătății de la buget. Acum, cele municipale și raionale le au, că acolo e fondator, statul. Dar cele raionale și municipale, cum și centrele de sănătate și centrele medici de familie, acolo sunt fondatori consiliile raionale.
oricum la noi Consiliul Orășănesc. Și ei mai finanțează aceste spitale, afară că el primește de la Casa Națională de Asigurare Medicinii. El mai primește și de acolo, care banii ăștia, în mare măsură, ele sunt aici arătați. Unii din ochelari. Deci, vedeți, și încă una, eu aș vrea să spun că, ia că uitați-vă, în mare măsură, copiii, elevii și studenții și rezidenții sunt 895 de mii, milioane. Deci, persoane cu dizabilități tot sunt de la buget, în casa de asigurare. Persoane cu familii defavorizate, șomierii tot de la buget se plătesc în Casa Națională de Asigurări. Persoane care îngrijesc la domiciliu alte persoane și alte categorii. Eu spun că cel mai mult plătește pentru sănătate în Luxemburg. Ei ajung la 4.000 de euro pe cap de locuitor. În Republica Moldova așa cam 128 de dolari cap de locuitor. Deci noi n-avem sume foarte mari pentru global, noi aproape suntem ca global, dar nu uitați. Una din probleme care este în țara noastră este structura populației după vârste. Și aici foarte clar trebuie să înțelegem, că uitați-vă, noi avem speranța la viață și n-aș vrea să spun că tare s-a schimbat. Aici avem la bărbați în 2013, dar aici în comparație am dat în 2018. Și iată unii maximum, 30-34 de ani. Deci speranța la viață este, dar ce este speranța la viață? Deci, vârsta medie la care atinge omul. La noi speranța la viață e 68 de ani la bărbați, 72 la doamne. În statele civilizate, ați vedeți unii, mortalitatea crește, e la 85 de ani. Iată aici, eu v-am dat natalitatea, mortalitatea și sporul natural al populației la 1000 de locuitori. Și unde noi ne aflăm? Noi ne aflăm aproape sporul natural chiar și la zero. La zero sporul natural, mortalitatea și natalitatea ultimii ani sunt, iată, în 2017 la același nivel. Deci populația țării nu crește. Eu am fost ca expert internațional în Tajikistan, când am văzut ce e medicina lor. Am zis că noi trăim într-o țară foarte civilizată, cu o medicină foarte bună. Dacă vă spun că eu ca expert internațional m-am chemat acolo, că sunt elvețiveni, aduc bani, fonduri, dar m-am dus într-un spital raional care vrea să fie pilot să-l conduc eu. Spitalul deservește 450 de mii de populație. Dar eu de pe ce mă uit orice spital după reanimare intensivă. Nivelul reanimării intensivă arată tot. Și reanimarea intensivă, descartați-ne reanimarea intensivă. Dar un spital așa cu două etaje, clădirele, da, populație. Mă ducându-mă acolo, reanimarea intensivă. Stă o burjuică. Voi mai tineri de știți ce asta, burjuică? Da. De fier, încălzește. Un pat cu pruzini, soldățări de cel din sovietică și un bolnav îmbrăcat în tăti hainele cu cușmă în cap, stă, doarme spre parete. Și lângă pat, văd că e aninat pe oață, o sticlă de 1,5 litri de plastic cu apă, cred că el se încălzește de acolo. Asta e reanimarea intensivă. Le-a dat lor aparat de dializă, cel mai modern. Știm că noi venim, pus. Eu întreb, populația 450 de mii de oameni. Câți bolnavi tu ai,
în raion care sunt înscriși pentru a face dializa. Indicau undeva la 40-50 de persoane. Câte dialize, ascultați-mă două, îmi întreb, câte dialize tu faci pe săptămână? Două, trei dialize. Dar când o dializă trebuie să faci minimum în două ori pe săptămână. Cine cunoaște. Deci, iată, noi încă în mare măsură suntem la un nivel foarte înalt care se ne ducă ăsta. Uitați-vă, noi mortalitatea infantilă a micșorat-o. Dacă până ce a venit domnii din Elveția, noi am avut-o la 20, noi am micșorat undeva la 12 mortalitatea infantilă. Noi am micșorat-o, aproape că am ajuns la aceea. Și uitați-vă, la 0-4 ani, deci noi avem mortalitate de circa 12. Iată speranța la viață, am spus că 70... A, da, stați că m-am greșit. La femeie 77 de ani. Asta e o îndată? Iată, de ce la noi mortalitatea? Cine e vinovat în mortalitate? Ce sunt cauzele? Deci, pe primul loc, sunt la 100.000 de locuitori, asta bolile aparatului circulator. Dar eu cred că cifra aceasta e puțin majorată, artificial. Deoarece când nu s-a pus diagnoza corect, toate este, oamenii zic, ai, aparat circulator, că acolo nu mai controlezi. Eu cred că cifra asta așa, eu din partea mea inginerească, mă ocup de mulți ani cu aceasta, eu cred că e o leacă. Noi, cu părere de rău, avem foarte multe decese de tumori. Și poate noi avem unicul și Institutul Oncologic, care are sumedenie de 4-600, dar mortalitatea mare. A doilea loc sunt bolile aparatului digestiv. Și aici mi-aduc aminte, când am fost student eu, prin anii 69-70, am avut un conducător de grupă. Atunci era, și amu sunt conducător de grup. Și el zice, măi băieți, tăi ce faceți de dimineață să mâncați, că atunci îți vă doară stomacul. A treilea sunt, uitați-vă câte de multe traume și otrăviri. Asta arată care este nivelul nostru de viață. Și bolile aparatului respirator. Iată, acestea sunt 5. De ce vă arăt aceasta? Chiar că tot ce creiem noi nou, vrem să creiem în inginerie biomedicală, noi trebuie să tindem spre aceasta, sunt unde ne doare noi țara noastră. Să reducem. Să reducem aceasta. Ei, noi am spus de mortalitate la 100.000 de locuitori, ea este cam la același nivel. A scăzut cu 10, asta. Iată, uitați-vă, de vârstă în UE, în Uniunea Europeană. Unii sunt decesele tăte? 85 plus. Majoritatea deceselor. Dar până la vârsta aceea, când omul este foarte activ, ele sunt foarte puține decese. Ele cresc la 85 plus. Iată, vedem traume otrăviri. Care e caza? Și asta ne arată nivelul nostru de viață. Sinucid. I-a crescut sinucidul. Dacă în 2003, din 100% erau 16,2 în 13, acum e 22,3. Deci, asta e, nu-i bine în societate. Societatea este bolnavă.
Omul nu vede viitorul. Și asta eu aș vrea și să vorbim că de-a doilea parte sunt psihoterapeuți care ar trebui să lucreze cu populația. Accidente de transport. Vă vedeți că accidente de transport câți mor. A treilea este obstrucția căilor respiratorii cu corp străin. Ce e aceasta? A luat și-a înghițit un șurub, ceva. Oricum acela, cum îi zice, din Rusia a băut alt lichid. Asta e obstrucție când noi distrugem corpul respirator. Expunere la frig la noi s-a mărit. Vreau zic că bomjii s-au mărit. Agresiunea, inecul accidental a crescut, căderi accidentale și altele. Iată accidente de transport. Parcă sunt 338 de persoane la 100 de mii, mor la 100 de mii de populații. În an, 338. Și cine mor mai mulți în 2017? Cu părere de rău, bărbații. Aici, da, că eu mai am 13 minute, dar slide-uri am multe. Iată de tumori noi la același nivel. Parcă s-a introdus mulți bani, dar avem de tumori. Voi să citiți. Da, voi să, asta m-am dat ca informație, eu mai comentez puțin. Bolile aparatului respirator, ele s-au micșorat puțin, dar totuși mari. 25 de persoane la 100 de mii, la 1000 mor de bolile respirator. Avem o problemă, mortalitatea infantilă. 9,7 copii mor la 1000 de noi născuți. Asta în primele zile. Măcar că eu aș... Și sarcini întrerupte sunt. Da. Dar aici nu sunt sarcini. Eu înțeles că ce am mai... Dar problema în ce? Noi trebuie să spunem mersi elvețienilor. Că prin proiectul perinatal a fost în mare măsură dotate maternitățile și în mare măsură știți că responsabil pentru acelea este Institutul Mamei și Copilului. Noi am primit incubatoare de ultima generație și le-am pus acolo, de cum le folosim, asta e alta. Dacă înainte noi, copilul care se năștea cu un an și jumătate mai puțin, noi îl socotem că e gata. La noi cultura mamilor este așa de joasă că undeva 30% de mame nasc înainte de termen. La noi sunt multe nașteri la 6 luni. Și pentru aceasta elvețienii ne-au procurat incubatoare și acum noi în incubatoare, dacă înainte punem de la un kilogram jumătate, în incubatoare, noi de la 0,5 kilograme începem să-i păstrăm. Ei acolo stau fără de mama, nu e alături, mama poate să fie unde, deoarece el îl licuiește prin seringă, îl hrănește, dar la 0,5 kilograme copilul celui negru, de la 0,5 kilograme noi încercăm să-i... Deci, care e principalul? Afecțiuni în perioada perinatală. Mamele la noi se ribesc, fumează. Tu uite, ea e gravidă, dar ea fumează. Be vin, be coniac, se drogează. Iată mortalitate după cazurile de deces a copiilor. Asta sunt afecțiuni în perioada perinatală, deci
morfologii congenitale, bolile aparatului respirator, traume și otrăviri, bolile infecțioase. Deci, nu e mare măsură micșorată aceasta, dar asta nu depinde numai de sistemul de sănătate, dar în mare măsură depinde de aceea cum, eu am mai spus odată, cultura noastră. Aici eu. Iată, uitați, întreruperi de sarcină. Noi am avut în 2017 12.000 de întreruperi de sarcină. Asta să cotiți că e minimum. Noi am avut în 2017, noi am avut circa 35.000 de nașteri. 32-33 de copii mici, de copii născuți. Nu credeți că mult tare să nască. 33 și din care undeva la vreo 15-18.000 la maternitatea 1 și vreo 10-12.000 la Institutul Mamei și Copilului. Că Institutul Mamei și Copilului, toți acei care poartă greu sarcină, toate este, ei le internează și ei sub supraveghere medicilor și cele mai greu naștere, ele se duc încolo. Dar e 12.000. Asta s-o cotiți, hai las, că 200, asta poate fi că femeia are interzis sau acesta, dar 10.000 de copii. Numai prin aceasta. Au fost pierduți. Și cel mai tragic aici, că după ce și-a întrerupt sarcina de multe ori, ea nu mai poate naște. Deci aici sunt foarte multe doamne și ar trebui foarte atent să uite. Care este aprovizionarea cu medici a populației? Deci la 10.000 de locuitori noi avem total medici 36-7 medici. Ia mus mai micșorează o leacă. În instituțiile medico-sanitare curative, fără de stomologi, avem 26 de medici. Personal medical, vedeți că noi avem cu mult mai mult. Asta e personal medical la 10.000 de populații. Și eu am spus că înainte fiecare spital se stăruia să aibă numărul de paturi. El după numărul de paturi primea bani. Și astăzi noi am ajuns că avem paturi la 10.000 de locuitori, 51 de paturi. Deci numărul de paturi s-a micșorat. Însă unde sunt toate paturile în mare măsură? Vedeți unde sunt? În instituțiile republicane 36-5, în instituțiile municipale 75, raionale și carpineni 35 și alte ministerii. Care alte ministerii aici? Nu, noi am avut Ministerul Apărării are spitalul lui. Și aici mai sunt inclus și feroviare aveau spitalul lor, dar acum le-au luat și au unit cu spitalul clinic, cu clinica 1. Și o săptămână în urmă și Spitalul Guvernului, Cancelarea de Stat, a trecut în subordine Ministerului Sănătății. Acolo era. Ei, cu asta nu s-a schimbat nimic, dar ca să arăte guvernarea că are grijă de ce. Care este durata pe an? Uitați-vă. Dacă vedem, totalul e 20... Acum nu se lupte lumea după ce să aibă 100 de procente. Ce plăsită mă gore? În procente. Deci și alta s-a micșorat durata de spitalizare. Dacă în 97 noi am avut durata medie de spitalizare 18 zile, acum este 8,2 zile. Vedeți? Noi, oamenii au început să înțeleagă, dar asta este și alt problem.
La noi, managerii de spitale, jumătate de zi stă cu țâtul în mână, altă jumătate de zi încearcă în 2-3 zile, 2-3 ore să gestioneze cu spitalul. Eu mulți manageri și-i cunosc, dar un spital mare, cum ar fi Republican, ce este, el are la 300 de milioane bugetul, surse de bugetare. Dar nu uitați că ei mai au care surse. Ei prestează servicii contra plată. Încă. Extra bugetare. Și plus, în sănătate, noi avem foarte multe fonduri internaționale care dau bani. Ca să nu se transmitem bolile și lor. Aici dau bani și dau granturi, dar granta asta-i fără întoarcere. Iată, dacă vorbim de vârsta dispozitivelor medicale, noi astăzi, cu părere de rău, avem, dar aici și sunt tehnologiile, cu părere de rău, avem, după datele mele, eu s-o cot cu undeva 50.000 de dispozitive medicale, dar s-au introdus, a fost creat sistemul informațional, managementul dispozitivelor medicale, unde toate spitalele au introdus dispozitivele cu toată informația despre dânsele, din ce an și toate acestea. Noi, cu părere de rău, jumătate din dispozitive au vârsta mai mare de 10 ani. Deci, având acesta, eu am spus când a pus, după 8-9 ani, îi casează și schimbă. De aceea asta este o problemă foarte strictă și trebuie de alocat foarte mulți bani în aduce. Uitați-vă, este un parametru. În țările dezvoltate europene, undeva la un pat revine 15 dispozitive. Cele mai puține, de pildă, Grecia, asta au 5-6 dispozitive la un pat. Ca o normă. Noi, cu părere de rău, 18.000 de paturi, eu am spus, da? 50.000 de dispozitive, 2 dispozitive. În Statele Unite este tendința de a duce la 25 de dispozitive la un pat. Ia că la dumneavoastră să ții cursul Sergiu Ciubătaru. El e unul din cei mai buni chirurgi din Germania pe transplanturi. O să fie cursul ăsta, mi se pare că luni. Ce aș vrea să spun? Eu am fost acolo și am văzut și dimineața, venind luni acolo dimineața, o doamnă venea cu frigiderul și ala care vă duceți la picnic și zice, îi spunea lui Sergiu, ia că vin de la nordul Germaniei și am adus un plămân pentru plămânii ca să faci implant la un bolnav. Zice, bine, ia cu profesorul 2 ori. Și după asta am să-i fac operație, am să-i fac transplant. Este el transplant unde toate oamenii acolo dinainte semnează. Dacă a nimerit într-un accident, oricetă asta, organele care-s bune, spasele ei. Și iată, în spitalul din Hanover este elicopter, este o platformă pentru elicopter și în fiecare 30 de minute elicopterul zboară la aeroport să iei transplantul și toate, să iei sunt lideri. Și ziua am lucrat cu alți băieți și seara la obiere spun, Sergiu, eu vreau tare să văd terapie intensivă. Eu am întărat și un bărbat care avea bandaj aici, îi zâmbește lui. Zic, de ce așa zâmbește? Apoi eu ieri, de el de-am s-a sculat pe un cot. Eu ieri i-am transplantat plămânul. Dar patul, și aici două mari așa pus, dispozitive și toate astea sunt toate care la reanimare intensivă. Deci este, noi avem așa reanimări, eu cred că este la Sfânta Treime din proiectul primit mult, și la Republicani.
dar reanimare foarte tată. Ei au ajuns până la aceea, că dacă prin medicamente nu poate coboare temperatura sângelui omului, ei atunci îi fac o intervenție în vână la picior și îl trec prin frigider și în acest artificial sângele și atunci temperatura îi scade. Dar îl păstrează pe om. Ultima care am văzut, nu știu când am fost, să mă duc în Turabâncu. El, ei au făcut, iată la noi, modă tare cu chimioterapie. S-au zis. La bolnav de cancer. Ce e chimioterapie? Când îi dă medicamente care ucid nu numai celulele bolnave, dar și celulele sănătoase. Apoi ei au făcut un aparat, nu știu, l-au dus până la capăt, dar eu secție de bioinginerie de circa 60 de oameni. Și la noi am făcut calcule, în Spitalul Republican avem 20 de bioingineri. Și au făcut așa un criz, ca să nu facă chimioterapie la tot organismul, să-l scoată plămân bolnav, să-l pui acolo să-i facă chimioterapie într-o oră, două, după aceea să-l speli, să-l pui înapoi la om. Iată, care sunt tehnologiile cele mai moderne? Iată, distribuirea, vedeți că la noi e mai puțin de dispozitiv pe raioane de 1. Ce fel, iată, 0,82 în orhei, dispozitivi la un pat. Deci, uitați, eu aș vrea să dau. Iată, cum la noi managerii spitalului se uită la dispozitiv când procură. Numai la cheltuieli, preț. Dar este legea Icebergului care am făcut noi, dar ce? Nu am mers. 10% asta e prețul. 90% asta tot ce supapă. Asta este. Toate accesoriile, este materialele care de astea, toate este. Părere de rău, mă scuzați, nu numai la dispozitive, dar la toate accesoriile publice, da. Și asta e foarte rău. Noi acum luptăm, de multe am luptat și am făcut, dar luptăm ca prețul în genere pentru dispozitive medicale este o normă internațională. 5-7% din prețul dispozitivelor trebuie să fie cheltuite pentru menținerea dispozitivelor. 5-7%. Noi am introdus. Și iată, ceea ce am publicat noi a fost în mare măsură. Voi n-aveți slide-uri, dar o lucrare care m-a impresionat, cred că nici în medicină n-au nimeni, Federația Internațională, care 90 de țări, ca cea mai bună lucrare cu impact mondial asupra sistemului sănătății. Autor primus eu, ceilalți care m-au ajutat. Thank you for attention. Я видел, что через 3 минуты вам реценут.